Bună dimineața, prieteni! Pentru care m-am ajutat săptămâna până la Paști, vă invit să pregătim împreună o vopsită naturală. Deci, haideți să începem! Am pregătit aici sticlă roșie pe care am spălat-o și am tăiat-o. Iar aici am luat mai multe coji de ceapă galbenă, oțet, apă, sare și un dres care este nou. Mai folosim 12-13 ouă de la bunica, de aceea sunt foarte, foarte proaspete. I-am spălat foarte, foarte bine ouăle, pentru că ele trebuie să fie degresate. Aici am o frunză de leuștean, pe care o să o pun exact pe fața oului. Și pe partea cealaltă procedăm exact așa. Iar aici am un dres pe care am făcut un nod și punem oul înăuntru. Iar apoi, unde s-a dat la o parte frunza, o aranjăm. Și sus facem un nod. Ouăle noastre sunt gata acum pentru fiert și vom așeza feliile de sfeclă roșie pe suc. Punem ouăle deasupra. Oțetul va scoate mai ușor culoarea din coaja de ceapă. Sarea și oțetul vor ajuta ouăle să nu se spargă. Apa dată în clocot, mai lăsăm să fiarbă 10 minute. A făcut o culoare mult mai intensă, roșioară, așa drăguță, ca bujor. Și mai dăm focul încet și încă 10 minute mai lăsăm la fiert. Cele 10 minute au trecut. Deci, haideți să oprim focul și să lăsăm în zeamă să se răcească ouăle. Am scos ouăle din apă și le-am lăsat să se răcească. Iar acum vom tăia cu o fartică și le vom unge cu ulei pentru luci. Uitați-vă ce frumos arată și ce culoare aromie are. Oh, ăsta e preferatul meu. Iar acum vom turna ulei pe o dischetă și le vom unge pentru luci. Așa a ieșit rețeta mea de azi. Vă invit să probați și voi această rețetă. Este foarte simplă și scurtă. Vă doresc pe